Relativ recent, Grupul Naval de Forțe pentru Operații Speciale s-a transformat în Divizionul de Forțe Navale pentru Operații Speciale, iar singura pierdere înregistrată în acest proces, în opinia noastră, dar și a interlocutorilor noștri, a fost acronimul GNFOS, un fel de marcă înregistrată, o carte de vizită, dacă vreți, intrată definitiv în mentalul colectiv datorită muncii și sacrificiului unor oameni speciali. Cu certitudine, indiferent de structura sau dimensiunea noi unități, denumirea ar fi trebuit păstrată. Acum însă, vă propunem să urmăriți cum a evoluat unitatea, care erau dorințele și obiectivele acum aproape 10 ani și unde s-a ajuns acum, în prezent, totul prin intermediul aceluiași personaj, pe atunci ofițer în cadrul divizionului, acum comandant de unitate. Începem cu câteva fragmente de reportaj de arhivă din luna mai a anului 2007. Vom vedea ce dotare au, ce le mai trebuie și cum se desfășoară procesul de instrucție. Vă promitem că veți vedea imagini spectaculoase, multe desprinse parcă din filmele cu forțele speciale, iar adevărul este pe undeva pe aproape, deoarece fostul grup de scafandri de incursiune a devenit relativ recent actualul grup naval de forțe pentru operațiuni speciale, cu misiuni și antrenamente specifice. Ce să înțelegem? GNFOS, mai există scafandri de incursiune? Există, sunt toți scafandri de incursiune. Incursiunea reprezintă o metodă de pătrundere într-un teritoriu inamic, teritoriu ocupat vremelnic de inamic sau într-un teritoriu ostil. Dar noua titulatură este grup naval al Forței pentru Operații Speciale. În cadrul acestui grup naval al Forței pentru Operații Speciale avem o multitudine de misiuni, atât maritime, terestre, aeriene, montane, urbane. Și așa mai departe. Spectaculos ar fi termenul cel mai potrivit pentru a defini imaginile prezentate. Dar procesul de instrucție și, mai ales, de dotare este unul de durată, iar scafandrul militar le mai lipsesc încă foarte multe lucruri. Ce ar mai trebui detașamentul 1 Alpha? Ca să ajungem un detașament adevărat de operații speciale, cred că mai avem mulți pași de făcut. Suntem la început, dar consider că suntem bine pregătiți pentru următoarele evaluări care le avem anul acesta. Ce ar trebui ar fi o structură specializată, o unitate separată care să aibă propriul drapel de luptă, care să ridice și moralul trupelor și care să fie subordonată direct categoriei de forțe armate, adică Marinei Militare. Văd lucrurile ca și cum Marina Militară ar trebui să se mândrească cu astfel de structură. Din punctul meu de vedere, l-ar mai trebui pregătire, foarte multă pregătire. Nu se face absolut nimic fără pregătire. Le trebuie timp pentru pregătire, le trebuie bani investiți pentru pregătire, le trebuie echipamente de ultimă oră pentru a putea fi compatibil cu forțele cu care vom intra în coaliție sau cu forțele NATO. Au trecut 10 ani de la, aproape 10 ani de la acel interviu de pe plajă de la Corbu. Cum stau lucrurile acum, domnule comandor? Aveți o structură nouă, independentă, la nivelul la care v-ați dorit, cu dotarea, cu oamenii și cu pregătirea pe care vă doreați atunci. Este adevărat? Este absolut adevărat și este chiar incredibil cum au putut să evolueze lucrurile și nu țin decât să mulțumesc Marinei Militare pentru că a înțeles exact rolul și locul nostru în concepția noilor amenințări și în concepția alianței și au reușit să crească de la un simplu grup de naval de forțe pentru operații speciale la un batalion și mai apoi la un divizion, un nivel regiment. Da, se și vede reportajul acela, de-abia silabiseam, învățam noi cei din presa militară acronimul GNFOS, Grup Naval de Forțe pentru Operații Speciale. Astăzi discutăm deja de Divizion de Forțe Navale pentru Operații Speciale. Detaliați puțin pentru telespectatorii noștri în ce constă noua structură, ca dimensiune, ca putere? Ca dimensiune am putea spune că avem 3 grupuri navale de forțe pentru operații speciale, adică 3 grupuri de operatori FOS și încă 2 grupuri de operatori sprijin FOS. Mă refer la operatorii combat support și la cei
Service Combat Support, adică un grup de logistică, asigurare luptă, ceea ce este extraordinar. Da, telespectatoare poate sunt puțin bulversați. În ultimii 2 ani și jumătate am evoluat de la GNFOS, la secția scafandrii Forțe Operații Speciale și la Division de Forțe Navale pentru Operații Speciale. Poate lumea nu bănuiește dimensiunea. Explicați în termeni militari cunoscuți telespectatorilor, gen companie, batalion, regiment, cât v-ați dezvoltat? N-am dezvoltat de la o companie. Și o scurtă istorie, da. În timp, în ultimii 2 ani. În ultimii 2 ani ne-am dezvoltat de la nivelul unei companii la nivelul unui regiment. Adică de la nivelul unei companii am trecut în 2014 la nivelul unui batalion, ceea ce însemna 3 companii, iar acum suntem la nivel 5 companii. Asta este diferența. Ne-am mărit practic de 5 ori efectivele din 2006 până în 2016. Momentan discutăm... Purtăm această discuție aici pe fostul remorcher maritim Grozavul. Este temporar sediul noului divizion? Este o soluție găsită de Marina Militară pentru a ne asigura un loc în care unitatea să aibă spațiu suficient pentru a-și desfășura activitatea din punct de vedere stat majoristic și din punct de vedere transmisiuni, legături cu celelalte structuri. Aveți speranțe în viitor într-o bază de pregătire adevărată la cele mai înalte standarde? Vă susține Statul Major al Forțelor Navale? Absolut, Statul Major al Forțelor Navale nu numai că ne susține, chiar este în total acord cu noi. Se va dezvolta o bază specific pentru acest divizion într-o locație dată de Marina Militară, în care vom avea locații și la uscat și în care vom fi sprijiniți și de navă. Nava va avea rolul de a avea un punct de comandă ambarcat, iar pe parte civilă, pe parte de uscat, vom avea un punct de comandă la uscat, punct de comandă care va putea fi mobil, deci transportat într-o zonă în care unitatea își desfășoară activitatea. Dacă priviți în urmă așa, retrospectiv, în urmă cu 10 ani, care ar fi cele mai mari împliniri? Atunci vorbeați de drapel de luptă, de unitate de sine stătătoare, de un nivel de pregătire satisfăcător, de cât mai multe antrenamente în apă, sub apă și în aer. Care ar fi momentele așa care, sau realizări, împlinirile cele mai mari? Cele mai mari împliniri aș putea să le enumăr foarte simplu. Prima dată suntem o unitate de sine stătătoare, suntem o unitate, asta este important. În al doilea rând, a început să se închege concepția asta de familie, de unitate, care este diferită de alte unități, care are mamă, tată, nași, copii. Foarte important, e foarte important. În al doilea rând, pregătirea a evoluat foarte mult. Vă dați seama că în 10 ani de zile, toți militarii care au venit la noi în unitate au trecut prin formele noastre de pregătire, gen curs de inițiere scafandru, gen curs de scafandru de luptă, gen curs de parașutist. A crescut foarte mult nivelul de pregătire al militarilor noștri. Ne mândrim cu lucrul ăsta, participăm activ și în misiunile pe care Armata României le are în afara granițelor naționale. Răspundem tot timpul prezent la toate solicitările. O întrebare la fel ca acum 10 ani. Sunteți marinar sau sunteți forțe speciale? Marinar, trup și suflet. Trup și suflet. Ce vă doriți la momentul prezent, în vara anului 2016? Ca dotare, ca organizare, ca încadrare, eu știu. Care ar fi top 3 dorințe? Cea mai mare dorință mea ar fi să văd baza terminată pe partea de uscat. Pentru că sunt dificultăți, ne mărim ca personal, avem nevoie de spații, avem nevoie de birouri, avem nevoie de tehnică de transmisiuni, știm cum să folosim lucrurile respective, însă este nevoie de spațiu și simțim tot timpul că avem un stres din cauza timpului, timpul ne presează. Ce mi-aș dori ar fi o urgentare a tuturor proiectelor deja începute. Cu dotarea stați bine? Știu că a fost spectaculoasă în ultimii ani. Pentru cineva din afara sistemului, așa. La ora actuală avem 3 proiecte majore în derulare. Achiziția embarcațiunii, achiziția armament, achiziții tehnică de scufundare, achiziții tehnică de parașutare.
toate sunt în derulare. Nu pot să spun, nu pot să mă plâng. Bun, în ultimii ani situația geopolitică v-au schimbat cumva misiunile. Știu că unitatea noastră trebuie și este pregătită, gata oricând să execute orice tip de misiune, orice teatru de operații, dar ceva anume special s-a intensificat pregătirea. Știu că o să se deruleze Rusofex-ul din nou anul acesta, undeva în toamnă, la începutul toamnei. Misiuni specifice? Misiuni aparte? Totdeauna apare ceva nou. Contextul geopolitic ne dă de gândit și ne face să ne adaptăm și noi exercițiile, antrenamentele și modul de a răspunde la amenințările care apar la orizont. Spre exemplu, am intensificat foarte mult exercițiile de tip apărarea unei platforme, am intensificat foarte mult exercițiile de tip atacul unui loc de pe uscat. Sunt lucruri care ne dau de gândit și ne fac să reacționăm în consecință. O componentă importantă a diviziunii este cooperarea cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică, evident, și în principal, ca întotdeauna, cu partenerul american. Vă puteți lauda cu ceva în sensul ăsta? Avem o foarte, foarte, foarte bună cooperare cu partenerul american, o foarte bună cooperare, și spun asta deoarece prin grija statului major general, prin grija statului major al forțelor navale, avem oameni pe care îi trimitem la cursuri în cadrul Alianței, în cadrul NATO, în Statele Unite, vin de acolo cu un alt mod de gândire, cu un alt mod de concepție, pun în practică ceea ce văd acolo aici. Pot spune că ne-am adaptat standardele de operativitate cu ale lor. Vorbim cam aceeași limbă și asta este foarte important. Știu că nu vă instruiți și vă antrenați doar aici acasă, nu puteți să dați cifre sau detalii, dar puteți, mai aveți încă oameni în teatrele de operații din Afganistan sau din alte părți? Avem oameni și în teatru, pregătim o altă structură să meargă să facă schimbul cu cei care sunt acolo, ne ținem de obiectivele asumate.